Salutare tuturor dragilor, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. În acest an îmi doresc să fiu mult mai harnic, să postez mai multe vloguri pentru voi. Salutare, sunt alături de Dan Blondu. Salut, Dane, ce faci? Noroc, salut, bine te-am găsit. Bine, sunt bine. Pregătit? Pregătit ca întotdeauna, da. Ai venit cu un tricou cu lui, sau cu frațul, cu lui, și ăsta sunt eu, cam asta o să se întâmple și în meci. Da, viața cu Piciu, da. L-ai văzut în carneșoase pe Piciu, cum ți se pare? L-am văzut în carneșoase, pe TikTok îl vedeam mai micuț, nu l-am văzut că e așa de mare. Acum l-am văzut că e un om puternic, cred că o să fie un meci spectaculos. El în emisiunea Fight Club a declarat că nu se antrenează. Crezi că se antrenează? S-ar putea să se antreneze pe ascuns sau să fie vreo strategie. Dacă nu se antrenează, o să-mi pară rău despre el. O să fie o bătaie pe rezistență, cred că o să fie o ploaie de pumn. Cine rezistă mai mult câștigă. Data trecută în meciul cu Adilup și tu ai cedat fizic mai mult, n-ai declarat. De această dată vei veni mai bine pregătit fizic, vei rezista mai mult? La meciul cu Lupșe, da, am avut o lună de zile de antrenament, pregătire după sărbători, după asta, știi, n-am fost timpul necesar. Acum cred că o să fiu mult mai pregătit dacă la data trecută. Am lucrat mult și la tehnică și la asta și alea, cred că o să fiu mult mai pregătit, da. L-ai avut în mână pe Adi Lupșe data trecută. De această dată crezi că îl vei avea în mână și pe Marian Piciu? A fost prima oară când am intrat în cușcă, m-am uitat și eu la meciurile cu Lupșe 200 de ori, nu? Și am văzut greșelile care le-am făcut. Sper de data asta să nu mai fac greșelile astea. Am înțeles. Eu îți doresc succes, mult succes în conferință. O să vorbesc și cu el, să vedem ce zice. O să mă duc să iau interviul și lui, că văd că el comentează. Aici așa o să se întâmple și alea. Comentează, dar o să comenteze doar aici. El comentează de acolo, dar o să mă duc să vorbesc și cu el imediat. Doamnelor și domnilor, sunt alături de Marian Piciu. Salut, Mariane, ce faci? Sănătate, numai bine. Bine te-am văzut în carne și oase, mult mai măricel decât pare. Așa mai mi s-a spus, deci adevărat. Pe cameră și Dan Blondu a zis la fel, da. Domnule, l-am văzut mult mai mare. Păi cred că vrea să retragă acum, dar m-a văzut mai mare așa, sau? Data trecută te-a luat la mișto, a venit cu tricou cu lui, pregătit de conferință, să te ironizeze și să te ia la mișto. Cum ți s-a părut Dan Blondu când l-ai văzut în carne și oase acum? Păi ca Dan Blondu aveam la curățenie, la părnaie. Am înțeles. Deci nu te impresionează că e mare? I-ai văzut meciul trecut cu Adelupșe? Da. Și cum ți s-a părut? Pentru că a avut un moment foarte bun pe începutul meciului. Da, un meci nu se seamănă niciodată cu altul. Într-adevăr, de-aia l-am și provocat că vine la bătaie și o să la fel. Și îmi place, adică, să mă lupt cu un băiat cum e el, că nu dă înapoi. Adică 3-6-2. În emisiunea Fight Club ai declarat că tu nu te antrenezi deloc. Iar Dan Blondu a spus acum că ai spus la mișto că tu te antrenezi pe ascuns, așa este? Nu m-am antrenat pe ascuns, am filmat, e normal să fac și un pic de condiție fizică, vă dați seama că trebuie. Condiția fizică contează cel mai mult. Care crezi că este punctul tău forte de a-l învinge pe Dan Blondu? Am inima prea mare, inima, nu știu ce înseamnă, nu știu ce înseamnă la marșalier, mă duc numai în față. Am răutate în mine, multă rău de tot. Vei avea emoții acolo când vei intra în cușcă? Nu există emoții la mine, nu. Să spunem că vei câștiga sau vei pierde cu Dan Blondu. Îți dorești să mergi mai departe în RXF? Asta cu vei pierde nici n-am luat un calcul. Am înțeles. Vei câștiga. Așa. Cu cine îți dorești să mai lupți și dacă îți dorești să mergi mai departe? Oricine, cu orice luptător, cu oricine, la mine nu contează. Ai acceptat, de exemplu, o luptă 1 versus 2? Da, să te lupți cu doi odată? Da, deci ai acceptat și o variantă de genul ăsta. Băi, eu îți mulțumesc, abia aștept să te văd în conferință. Și mult succes! Multă sănătate și mai bine! Mulțumesc!